Vă invit să vă ridicați pentru a citi un cuvânt din Scripturi, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, pagina 1168. 1 Timotei 6, versetul 12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cred că este potrivit ori de câte ori ne adunăm în casa Domnului să binecuvântăm pe Domnul și toată frățietatea. Amin. Pentru Domnul citesc cele scrise în psalmul 113 la versetul 3. De la răsăritul soarului până la apusul lui, fie în numele Domnului lăudat. Amin. amin. Și pentru dumneavoastră cele scrise în psalmul 129, versetul 8, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Din cuvântul citit, aș vrea să împărtășim împreună sub un titlu. Și când uneori mai pun câte un titlu, îmi place să pun un titlu pe cât se poate extras din text. Să fie simplu, dar pe subiect. Luptă-te Lupta cea bună a credinței. De fapt, ce cred eu că a vrut Pavel să-i spună lui Timotei și ce înseamnă să ne luptăm lupta cea bună a credinței? Să avem perspectiva eternității. Credința vizează lucrurile care nu se văd. Nu viața de aici. Pavel merge până acolo și spune în Corinteni 15 și dacă ne-am pus în de Hristos numai pentru viața aceasta, suntem nefericiți. La rândul lui spunea în 2 Timotei 4 cu versetul 7 M-am luptat lupta cea bună. Sunt la capăt de drum, mă așteaptă un una. E foarte important să trăim sub imperativul împărăției lui Dumnezeu. Cum spune aici în 4 cu 1 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care se judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Acolo trebuie să țintim. Spune și în 1 Timotei 1,18, Să te luți lupta cea bună și să păstrezi credința, Adică această aspirație, această încredere neclintită, această nădejde cum este numită în evrei. Apostolul Pavel se explica pe sine care era sensul trăirii lui în Filipeni. Tot ceea ce era în urmă a uitat, spune în trei cu 14, 13, nu că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, e obiectivul vieții mele. Uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Care ți este obiectivul în viață? Ce urmărești? Ce îți dorești? Ce vise ai? Alerți spre țintă pentru premiu chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Doamne, deschide în orizontul minții să putem percepe ce ne-ai pregătit, ce ne așteaptă și unde vrem să ajungem. Lupta cea bună, încheie ideea, e lupta credinței. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Amin. Pentru a duce cu succes această luptă, spune Apostolul Pavel la 2 Timotei 2 cu versetul 5 Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Știți, în lumea asta e și războiul, legile lui, orice luptă are regulile ei și eu cred că lupta cea bună a credinței se dă după scripturi. Aici sunt regulile, principiile, legile, enunțați -le cum vreți, e același lucru. Îi spune Pavel lui Timotei, 2 Timotei 3 cu 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Și cum spune Petru în 1 Petru 1 cu 9, că noi vom dobândi ca sfârșit a credinței, e lupta credinței, mântuirea sufletului. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. care scopul ei? Să înveți. Și dacă nu am însușit din în prima lecțiune ceea ce ni s-a predat să mustre, să îndrepte, să sunt corecturile necesare. Nimeni nu învață dintr-o dată perfect. Să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu sau omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, care îl ascultă, să fie desăvârșit și cu totul destoinic, perfecțiunea, pentru orice lucrare bună. Dacă vreți să avem uh, succes, să câștigăm bătăliile vieții, am un prieten aici în Austria care l-am reținut între altele, când îl mai întreb ce faci, are dumneavoastră lui expresie, lupte grele. Nu suntem toți în aceeași intensitate a luptelor. Unii dau bătălii pe un front, alții pe altul. Dar ce să vă fac? Ne-am născut în epoca războiului. Și războiul va ținea până la sfârșit, cum scrie în Daniel, dar Dumnezeu promite fiecărui înger, fiecărui biserici, biruință. Dar biruința se asigură să ne luptăm după rândul ele. Pavel face nevedere și la sport. Dacă se încalcă regulile, s-a pierdut în trecerea. În război este și mai imperativ. De aceea să luăm scripturile care ne învață. Scripturile Încep până ai învăța pe copii cum să se raporteze la părinți. E prima poruncă, e prima relație cu părinți. Îi învață pe tineri, nu? Pe părinți, pe toți. Nu doar în viața de familie, în biserică, să rându el, cum să activăm, cum să slujim, în relația cu societatea, în raporturile, dacă le pot numi așa, cu demonii, în bătălie, care le avem în fsn 6, noi nu avem de luptat cu oamenii, chiar dacă uneori în lumea asta sunt oameni și se împotrivesc. Sunt demoni în spatele tuturora. Dar avem și noi ajutoare. Noi suntem, să zic așa, infanterie. Are Dumnezeu și a viață, vin îngere, din văzduh. Și căpetenia noastră de la dreapta măririi. Mă spune Apocalipsa 17, este un cuvânt foarte frumos în versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este domnul domnilor, împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Să vedea domnul Harcus spune, dacă toți sunt pe aici în 15, în Apocalipsa, să putem cânta. Cântarea biruitorilor, mărit să fie domnul. Dar rețineți totul după Scripturi. Când au vrut evreii să facă o lucrare frumoasă, ducă chivotul. Știți că dacă nu s-a respectat rânduiala, Dumnezeu n-a fost încântat. Și spune Cartea Sfântă, în Psalmul 78 despre Efraim și urmașii, e vorba de Regatul de Nord, au fost cei mai mulți. Dar îi zice aici, în Psalmul 78, versetul 9, fi Efraim în armat și trăgând cu arcul. Război. Au dat dosul în ziua luptei. Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu, n-au respectat rânduielile Problema este că toți creștinii, afișează Biblia. Dar toți o înțeleg corect, toți o respect. Domnul s-a apărat în fața diavolului cu Scriptura, este scris și diavolul a venit și tot cu Scriptura, nu? Dar Domnul a spus, iată care este interpretarea corectă la psalmul acela. Nu să ne hazardăm noi. Dumnezeu ne promite dacă știm să stăm la locul nostru. Și aici găsesc în 2 Timotei în mod deosebit, unde spune în 2 Timotei 3 de la versetul 14, că noi trebuie să respectăm Scriptura interpretată corect și în mod deosebit învățată de la oameni care au aplicat-o în viața lor corect. Cum spune și nevrei, uitați-vă la mai mari vorstrii, la sfârșitul felul lor de viețuire. 2 Timotei 3 cu 14 tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin plin încredințat, trebuie să avem siguranță în ceea ce spune Scriptura, că știi de la cine le-ai învățat. Chiar dacă cineva are darul oratoriei și spune în Timotei 6, de la 3 la 5, că unii, asculta ce spune aici, este paradoxal, au boala cercetărilor, dar mintelor lor nu-i sănătoasă. Nu putem să adoptăm ideile lor. Cel mai bine este să înveți de la oamenii de aproape. Uneori e trist că nu prețuim oamenii noștri. Nu e un principiu bun ca prorocul să nu fie prețuit în patria lui. Spune aici că a primit cuvântul din familie și cunoștea ce mamă are, ce bunică. A primit cuvântul de la Pavel, spune în 3 cu 10, din 2 Timotei 3, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, la care spunea Pavel, atașez comportamentul meu, purtarea, hotărârea, credința, rădarea, dragoste. Și tu știi de la cine ai primit credință? De la cineva care trăiește cuvântul acestor oameni să aibă greutate în viața noastră. Să dea Domnul har, să avem modele, să fie scriptura, cum spunea cineva, tipărită în piele de om. Aia e cea mai curată. Când este aplicată în viața noastră trăită în familie, când sunt oameni care pot să spună, cum spune la Filipeni la capitolul 4, versetul 9, ce ați învățat și ați primit, ce ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine faceți, o să aveți succes, Dumnezeu va fi cu voi. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Vândem, dragii mei, în mod simplu, practic, citiți Scriptura zilnic. Dumnezeu ne vorbește prin ea. Stați aproape de mentori sănătoși. În familie, învățați-vă copiii ca să creștem toți și ce frumos ar fi, cum spune Pavel, ori ei, orie. ei, noi așa produim și voi, așa a scris Doamne, de ne același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, amin, amin. ca să avem biruință în luptă. În al doilea rând, ca să putem duce lupta bună a credinței, vă dau un sfat. Luptați-vă împreună cu alții și luptați-vă și pentru alții. Nimeni să nu fie un luptător izolat. Nu vine în minte casul lui Samson. A fost foarte brav, dar niciodată nu a și să mai ia încă un om lângă el. A făcut ceva ispre... Dar când le cumulăm, n-au fost tare multe și n-a fost mult succes. Alți judecători, de exemplu, au sunat din trâmbiță și au chemat pe alții. Spune judecător la capitolul 1 când a întrebat cine se suie împotriva caraniților. Și Domnul spune Iuda, era cel mai numeros trib, aveau pe Caleb între ei. Știți ce a zis? Iuda, să vină și Simeon împreună cu mine. Dar Simeon era cea mai redusă seminție ca număr. Dar uneori și pe cei tari să știți cei mai slabi. Și pune acolo, Domnul a dat biruință și în continuare scrie în capitolul 1 că unii dintre triburi, Beniamin, Iosif, Așer, n-au chemat pe alții să-i ajute și nici nu au avut succes. Eu în viață am crescut mai singur așa, Sorurile mele au fost cu 10 ani mai mari, singur pocăit în comună, până la 10 ani au cuit undeva într-un cătun, mai izolat. Și m-am simțit adesea mai bine între cărzi decât între oameni. Dar Dumnezeu n-a vrut să mă asculte de mai multe ori în viață până n-am apelat la alții. Și a zis, Doamne, n-aș vrea să-i deranjez. Și Dumnezeu a spus, nu, no, trebuie să înveți să ajut pe alții și să te ajute alții. Și la Pavel întâlnesc foarte frecvent expresii de genul, cum vă citesc din Filipeni, capitolul 2, spuneți pe Pafodii 2 cu 25, tovarășul meu de lucru și de luptă. Să aveți tovarăș în luptă spune în 4 cu 3, și pe tine a adevărat tovarăș de juc Să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clem și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, sau 1 Timotei 4 cu 10, ce noi muncim în adevăr și ne luptăm, noi, împreună. Căci ne-am pus nădejde, avem perspectiva aceea eternă în Dumnezeu cel viu care mântuitor tuturor oamenilor, și mai ales a celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri, zice versetul următor. E foarte important să ne luptăm, repet, împreună cu alții. Și ca să fiu un bun luptător, îi spune Pavel aici referitor la lucrarea lui, la ceea ce avea de îndeplinit, îmi spune în 4 cu versetul 5 de exemplu, fă lucru. E, vedeți, e lucru și e luptă. E sabia și mistria. Fă lucru un evanghelist și împlinește bine slujba, adică pe frontul tău, luptă-te. Cum a spus Ioab către Abishai, 2 Samuel 10. Uite, eu bat cu sirienii, tu cu fiul lui Amon, dacă tu ești mai la vine în ajutor, invers, de asemenea, noi facem tot ce putem și Domnul să ne vină în ajutor. Pregătește-te tu, luptă împreună cu alții, dar tu luptă, spune practic avea de făcut unul din modei 4 cu versetul 15. Hai de la 14. Nu fi nepăsător, fii activ de darul care este în tine, de armele, de lovire, de apărare care ți-au fost puse prin Harul lui Dumnezeu. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în Totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii coloarea minte, asupra ta însă, asupra învățăturii care dai altora, cum spuneam, după rândul el, după Scripturi. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa în lucrul tău, dacă vei face așa în lupta ta, te vei mântui pe tine însuți și pe cei te ascultă. Rețineți cum am enunțat. Luptă-te împreună cu alții și luptă-te și pentru alții. Asta înseamnă să pui umărul pentru atâția unde este nevoie. Așa a înaintat Evanghelia. Că unii au vrut să se lupte pentru alții, să pună suflet, să-i câștige, să se implice, să se dăroiască. Am avut o experiență frumoasă, doamna, când eram în Apuseni. Am stabilit să mă duc undeva la o casă, era o, organizată o seară de evangelizare, să o spun așa, într-un cătun, era de mers vreo oră bună, pe jos. Și s-a întâmplat că în seara aceea, sau în zilele acelea, s-au îmbolnăvit copiii de varicelă, am vorbit cu soția, pot să mă duc? Am spus, du-te liniștit. Dar ea, ca să fie copiii mai liniștiți, le-a dat romerganda, a greșit doza și le-a dat în plus. Și nu a mai dormit, a fost o noapte albă. Și se ruga și spunea, Doamne, el sigur nu doarme acolo, rămâne în discuții cu frații, eu aici, fă noaptea asta, să rămână o noapte de amintire, să se pocăiască cineva de care să rămânem legați toată viața. Și s-a întors la Domnul o familie, acum, sau între timp, a ajuns fratele slujitor, au 12 copii și am rămas legați până în ziua de azi. Și după ce mi-am că când ne-am mutat la Arad, au venit să ne ajute să împachetăm. Acum, ieri, când a fost aici, spus că trecut pe la noi, să ne aducă câte ceva așa din gospodărie. Ca așa a fost dorința noaptea aia, când am vrut eu acolo, ea acasă, să ne luptăm pentru lucrarea Domnului. E important și bărbații și femeile să pună tot suflet și copiii. Nu doar să ne mântuim pe noi, și alții sunt în luptă, Frații noștri, cu cunoscerea și încercări ca și noi, să ne luptăm să se mântuiască și alții. Asta e o adevărată plăcere, pasiune pentru cine înțelege lupta cea bună. Nu poți să te mântuiești doar pe tine și să fii indiferent față de alții. Vă apreciem pentru ceea ce faceți în țară v-ați dobândit un nume, păstrați-vă până la sfârșit și luptați-vă pentru cei din Austria, pentru cei din România. Știu că aveți implicări și în alte părți ale globului. Toate într-o zi vor fi răsplătite de Dumnezeu. Să nu trăim fără folos. Se spune că plugul oricum se consumă, ori sub rugină, ori în brazdă. Mai bine să trăim pentru Domnul. Pentru noi și pentru alții, de fapt cu toții, pentru gloria lui Dumnezeu. Fă lucru un evangelist. Fă lucrul învățător, a unui implicat în slujirea de ajutorare, cum se spunea. dăruiește te lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă dea binecuvântare și hară. Rețineți ce am spus până aici. Lupta cea bună a credinței înseamnă să ai perspectiva eternă. Spune Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, eu știu în cine am crezut. Știu pentru ce mă lupt, nu mă lupt ca unul care se luptă cu pumnul în vântul 1 Corinteni, capitolul 9. Dar ca să ai biruință trebuie să te lupți după rândul el. Și mulțumim Domnului pentru manualul acesta binecuvântat care ne-a dat Scriptura. Cum spunea Moise, zis, nu fac din capul meu. I s-a spus și nouă ni s-a lăsat scris cum să procedăm. Și cel mai frumos este, vă spuneam, când avem oameni care sunt modele adevărate pe care putem să-i luăm ca și exemple binecuvântate. Apoi, V-am spus că este important să ne luptăm împreună cu alții și pentru alții. Și Dumnezeu să vă dea și sfinte, dorințe și dragoste pentru toți. Să se poate spune ce v-am citit în Timotei 4,10, noi ne luptăm și muncim și Domnul să dea biruința, amin. În al treilea rând, dacă tot ne luptăm, aș vrea să accentuez două aspecte aici, atât mai spun. Zice Pavel 1 Corinteni 9, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Și în privința aceasta îi scrie lui Timotei, 2 Timotei 2 cu 3, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Suferința este ceva specific luptei bune. Pavel a fost anunțat de aceasta încă de la început, când a fost chemat prin Anania. Fapte 9 cu 15. Este un vas pe care l-am ales. Vestul 16. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și se destenea el lui Timotei și v-a amintit în 3 cu 10 a doua Timotei. Tu știi suferințele mele. 11. Prigonirile, știi ce prigonire a dat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. În povestește el în apărarea lui, în 2 Corinteni 11, prin câte a trecut, mama avea și Așa, el se puș în carne și spune lui Timotei, avea și Timotei probleme de sănătate, știți, cu stomac. Spune, suferă ca un bun ostaș. Oamenii comozi, sensibili, care se deranjează, că nu-s gata să treacă, să rabde, să accepte chiar probleme care sunt, sărăcie, boală, inconveniente din partea oamenilor, lupte spirituale, n-au mare succes. Spune și în 2 Timotei 2 cu versetul 10, dacă, 11, 12, scuzați, dacă răbdăm, vom și împărățim împreună cu el, dacă ne lepădem, și el se va lepăda de noi. Și un nou, sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Cuvântul nu e legat. Nici măcar închisoarea nu i-a putut opri. Temnița din Filip nu i-a putut opri să nu cânte mai departe și să nu se lupte. Dumnezeu să vă dea curaj, să vă dea bărbăție, să nu vă temeți. Dumnezeu este cu noi. Am admirat întotdeauna pe evrei din Vechiul Testament oștenii viteja lui David cu ce bărbăție se luptau. Citim din Eleazar, fiul lui Dodo, de exemplu, fugeau evrei, s-au oprit acolo în câmp, într-un ogor, și a apărat și a întors frontul. Sunt suferințe. Trebuie să accepti. Altfel, nu vei avea mare succes. Oamenii comuni, repet, oamenii care nu știu să se dăruiască, nu sunt buni luptători. Știți că și Domnul nostru a fost un om al durerii și obișnuit cu suferință. Noi ne-am dorit, este ceva uman, să ne fie ușor în viață, așa Da Dar spune Domnul, în principiu, cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Adevărat, adevărat vă spun, Ioan 12, la 24, dar grăuntele care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, duce multe roată. Eu înțeleg de aici că lupta luptă trebuie să fie cu lepădare de sine. Citeam despre un ostaș, pare mi se, lui Macedon, era bolnav, o boală pe moarte era în prima linie, spunea oricum mor dar vreau să fiu și l-a dat pe mâna unui medic bun și l-a scăpat nu mai exista teama morții și s-a tras la coadă băi, dar nu în linia întâi, dar da, mai este de a trăi care este viziunea noastră asupra luptei să ne menajăm eu nu spun să ne expunem într-un mod necontrolat, neînțelept dar să fim gata să ne dăruim. Se spune Biblia despre Iacov că s-a luptat cu ungerul. Și vă pun o întrebare la care e simplu de răspuns. Știți cum fratele lui și-a pierdut de născut? A zis că e obosit și că e pe moarte. Chiar era atât de obosit? Spune Biblia acolo. Geneza 25. Că după ce a mâncat a plecat iar la vânătoare. Bă, dacă era tare, o că, culca, nu? Dar frate său Iacov, spune în Geneza, mai apoi când Toată ziua s-a frământat să așeze tabără strategic, să pregătească darul pentru Esau. Și s-a luptat apoi toată noaptea după o trudă. Și zice îngerul Domnului, lasă-mă să plec. Zice, nu te las. Cine a fost mă obosit? Siguranță că Iacob era mă obosit atunci spre ziua, dar nu s-a lăsat. Și a fost biruitor. Adesea luptele se dau în rugăciune. Și dacă nu ne lăsăm, vom avea biruință. Așadar, curaj, Doamne ajută! Și încă un aspect legat de a duce o luptă, așa una în care să ars corăbile, să știi pentru ce trăiești. Spunea soția când a plecat la Domnul către copii. Îmi pare rău că n-a lucrat mai mult pentru Domnul. Dar eu și copiii am zis, dar unde se lucreze mai mult? Și au copii în 50 de ani, a lucrat cât alta într-o sută. Dăruire într-o parte, în alta. Țin minte că odată mi-a zis, dragă, ai fost barba bun, dar mai fugărit. Eu am fost așa mai mangrosist, prins în multe. Și tot a zis la capăt de drum, pare -o că n-a lucrat mai mult, mai. Oare nu vom regreta, cum spune judecător cinci în gătarea de bori, că unii au înfruntat moartea și alții s-au odihnit, s-au stat, s-au dăbehăitul turmelor. O să-ți pară rău că nu te-ai luptat. Dumnezeu să vă dea curaj sfânt și încă ceva important. În lupta asta, în toată viața, în toată activitatea noastră, să știți că tot ce facem este solemn, e măreț. Ascultați, cum ar trebui să trăim și să slujim și să ne luptăm? 1 Timotei 5 cu 21. Te rog fierbinte, ce înseamnă fierbinte, poate a fost îi scria el din închisoare înaintea lui Dumnezeu înaintea lui Hristos Iisus și înaintea Îngerului Aleș. Este ceva mai solemn? A spus, fii ce spun, îți spun de față cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Iisus, cu toți Îngerii să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire nu loc pentru vreun compromis. E solemn. Noi slujba nu facem doar înaintea oamenilor. Noi suntem o priveliște pentru ungeri, lume, oameni, pentru toți. Și aceeași idee spune și din 6 cu versetul 14, să băzești porunca până la arătarea Domnului, acela care locuiește într-o lumină care nimeni nu se poate apropia. Sau 2 Timotei patru te rog fierbinte din nou același imperativ, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care se judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Ascultați, când cântați tineri dragi și noi toți când slujim, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, tot ce faci, cu spune în tot ce faci să faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cineva într-o haltă, ce fere, mătura și lua orice fir de iarbă. Și o zis, gara mare din capitală. nu, e aceeași rețea de căi ferate. Eu îmi cinstesc firma. Apoi dacă există firmă care merită cinstită, e biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. E casa lui Dumnezeu unde ni se cere să fim credincioși, să lucrăm cu toată curăția cugetului nostru. E foarte importantă curăția cugetului. L-a pus Dumnezeu în noi ca să ne sesizeze. Vă încăpabil amintește lui Timotei și de profeții. tu sesizează din interior, profețiile din afară. Ca noi să fim într-un în ordine cu Dumnezeu. Să n-ai mustrări de conștiință, cum îl avertiza al pe David. Să știi că ai lucrat cu inima curată. Să știi că te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu, că ai trăit ca înaintea lui. Și dacă trăiești ca înaintea lui, când te prezinti înaintea lui, nu mai ai nicio altă problemă. Tu, de fapt, erai ca înaintea lui Dumnezeu în timpul activității tale. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această dăruire de plină ca să accepti și suferința și să lupți, să trăiești viața, să slujești cu solemnitate, cu demnitate. Și închei, știți, vorba lui Petru. Spune: Doamne, a lăsat tot. Cu ce ne alegem? Se spune că un fiu al lui William Carey, fondatorul misiunii din India, pe nume Felix, a abandonat lucrarea de misiune și s-a angajat în guvernul Birmaniei. Și scrie William în jurnalele sale: Și fiul meu, Felix, s-a micșorat a rămas de mărimea unui diplomat politic sau spunea cred că englezul Patton din partea regalității au, voia să dea, au vrut să-i dea o funcție undeva în păterea de extins imperiu și l-au nu accept dar să mărim salarul o să, nu salarul e problema slujba e prea mică salarul e mare eu sunt angajat la un alt regat, regatul împărăției lui Dumnezeu. Și dacă oamenii știu să-și cinstească eroi aici, uneori post morte, ce va face Dumnezeu, spune Pavel 2 Timotei 4,8, de acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-a dat Domnul ziua aceea, Domnul judecătorul ce drept și nu numai mie, și tuturor, și lor ce vor fi iubit venirea Lui. Dacă să ajungi în starea să iubești venirea, să nu se faci ceva pentru venirea asta. Chiar pot să o grăbesc, spune în 2 capitolul 3. Ce cunun și ce va fi acolo? Vă las în imaginea asta a ce ne așteaptă. Când sfinții vor primi părăția, cum spune în Daniel 7, vor fi așezați la masă. Când tatăl îi va cinsti când se vor împărți cununile, cred eu că vom spune, Doamne, nu merităm. Când ți se va spune, vină rob bun și credincios, când își va aduna Domnul luptătorii cu ungeri, cum spune în Matei 24, din toate meridianele pământului și din toate epocile istoriei, vrei să fii acolo? Vrei să te bucuri pentru vecii vecilor? Luptă-te lupta cea bună a credinței! perspectiva este cu una întâlnirea, venirea Domnului. Spune Evrei 12 cu pentru bucuria care a pusă, înainte a suferit crucea, toate a trecut. Dumnezeu se va ajute să ne întâlnim bucuroși la porțile splendorii. Și cum încheie Iuda acelui care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați plin de bucurie înaintea slavei sale, a lui să fie cinstea și mărirea în vecii vecilor. Amin.